călătorie pe urmele lui Darwin și ale marilor sale descoperiri despre istoria geologică a planetei noastre. Împletind știința și aventura, prima teorie a lui Darwin este o carte despre captivanta și revelatoarea călătorie în jurul lumii a unuia dintre cei mai străluciți oameni de știință din istorie. Toată lumea crede că știe esențialul despre Charles Darwin, părintele evoluționismului, dar cei mai mulți nu știu că Darwin a urcat la bordul vasului HMS Beagle ca geolog într-o misiune de examinare a reliefului, nu a florei sau a faunei. După călătoria de 5 ani la bordul lui Beagle, Darwin și-a scris prima teorie despre tectonică, formulând și câteva dintre ideile care aveau să-i modeleze teoriile despre evoluționism. Infinitatea timpului, schimbarea ca trăsătură constantă a mediului înconjurător, precum și impactul pe care ajung să-l aibă transformările în aparențe insignifiante atunci când sunt cumulate. Modul lui de gândire sincretic și pe durate lungi e relevant și astăzi, în lumea noastră transformată neîncetat de tehnologie. Geologul Robertson merge pe urmele lui Darwin prin anzi, căutând fosile în Uruguay și Argentina și explorând situri de ghețari în Scoția și Țara Galilor. O relatare revelatorie despre o latură mai puțin cunoscută a lui Darwin, care demonstrează că geniul său era de necontestat chiar și cu 20 de ani înainte de a scrie Originea speciilor. O carte care explorează teritorii necunoscute din istoria darwiniană.